Bună seara, domnul și domnul, vă spune Daniel Botănoiu, realizatorul emisiunii Agricultura Modernă. Pentru că în ultima perioadă am tot discutat despre zootehnie, despre vegetal, industria alimentară, despre finanțe, taxe, impozite, am zis că în această seară să discutăm un pic mai înțepat, așa, mai despre un sector pe care lumea nu prea îl ia în calcul prea des, când avem nevoie de gospodinele, de hărnicuțele astea, le primim în lan, când nu spunem, domnule, stați o clipă că trebuie să mai așteptăm, mai ales la finanțare, este vorba de sectorul apicol. Alături de mine în seara aceasta le avem pe domnul președinte Ioan Fetea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și la mulți ani, că e la mulți ani prima emisiune. Și de asemenea apicultorul Igna Marius de la Stupina Igna, pentru că am zis, domnule, hai să avem și unul de la asociație cu reprezentare, hai să avem și un apicultor care știe ce are de făcut acolo și cu ce se confruntă și haideți să vedem, mai avem albina românească harnică sau nu? Da, bună seara încă o dată, la mulți ani tuturor. Sigur, mai avem albina românească și încercăm să o protejăm chiar dacă presiunile asupra acestei specii albina, în mod deosebit, sunt deosebite, pentru că se aduc în țară, trebuie să recunoaștem tot felul de hibrizi sau alte rase din statele vecine și nu numai, și care duc în timp și vor duce la degradarea materialului biologic autohton, un material biologic deosebit de important. Adică ne lăudăm că avem o albină harnică, că ocupăm locul 2 în Europa la efective, am ocupat locul 1 la producții de miere, deci avem baza materială și mai ales genetică, o avem. Factorul uman, apicultorii noștri sunt niște apicultori desăvârșiți și n-am înțeles de ce în ultimii ani atât sectorul apicol, dar mai ales această albină a fost marginalizată, în sensul în care chiar s-a reușit să o scoatem și din legea zootehniei și să rămână doar în legea apiculturii, sigur, pentru a nu putea fi un caz penal în cazul în care aduci neautorizat, să zic așa, fără aprobarea organelor care trebuie să acorde această aprobare, aduce material biologic și cu o amendă foarte... Dar ce aduc ei materialul biologic? Ceva? Vin cu rama, vin cu matca? Cu ce? Nu, aduc matca, în mod deosebit măcile și... Se aduc și din Ucraina, și din Ungaria, adică și din Austria. Adică aia la cutie de chibrit vine, da, și zice ea, sigur că da. Se transportă foarte ușor matca și noi am dus experimental în China 20 de măci și nu ne-a întrebat nimeni, pentru că nu le-au depistat nici la... Era mai docilă, a fost mai docilă albina românească. Albina românească e o albină extraordinară. E adaptată atât la flora noastră specifică, la sol, la condițiile de climă, de... Este o albină care produce în condițiile în care, sigur, există de unde să producă. Ori din acest punct de vedere, cum spuneam, n-am înțeles această atitudine ostilă a celor care ar trebui să poarte de grijă tuturor sectorul din agricultură. Și dumneavoastră îi cunoașteți, pentru că ne-a sprijinit în timp și am avut inițiative împreună pentru a menține acest sector la un nivel care el a fost dezvoltat în timp. Și chiar ne lăudăm că avem că un sector, unul dintre cele mai performante, nu numai din Europa. Da, se spune că acest hibrid, Buckfast-ul, așa cum este el denumit și îl cunoaște tot apicultorul, se spune că este mult mai productiv decât albina românească. Este acesta o realitate sau este doar... Da, am înțeles. Sigur, în primul an de producție, în prima generație, acest hibrid produce. Însă, fenomenul de heterozis. Exact. Acest fenomen de heterozis care se accentuează de la o generație la alta, ori matca depune până la 2000 sau 2000 de ouă într-o zi și își cam termină activitatea în 2 ani de zile, activitatea rentabilă, zic așa, că ea mai produce, sigur că da. Și depinzi, s-o înlocuiești-o de acei indivizi care le promovează. În același timp, sigur, nu știu dacă noi avem nevoie de o albină care iese la ora 5 dimineața la cules.
Noi nu avem flori care la ora 5, când sunt 7, 8, 9 grade, florile nu secretă nectar. Decât stai după specific 200... Spanii, Portugalii, Italii. Zone mediteraniene, Italii, exact. În același timp, noi avem o albină care iernează foarte bine și economic. Ori această albină, acest hibrid, în general matca ouă și în perioada de iarnă, pentru că venind dintr-o climă care îi permite această activitate de reproducere, sigur, la noi nu întâlnește aceleași condiții, dar în acest fel nu se întrerupe acea... Adică trebuie să existe un repaus biologic în viața albinei în timpul iernii, pentru a întrerupe și lanțul de boli, de paraziți și așa mai departe, mai ales la varroa, care... Nu scapă nimeni de ea și nu reușim și facem eforturi și cheltuieli deosebit de mari și în acest sens nici acolo nu avem un avantaj. Consumul este foarte mare, rezervele de hrană trebuie să fie cu 30-50% mai mari și, cum spuneam, nu este adaptată la culesurile și la flora noastră decât parțial la flora care se regăsește și în zona mediteraneană sau în zonele cu climă mai caldă. Domnul Ignea, aveți cumva... Buckfast-ul la dumneavoastră în stupină sau aveți albina românească neauș? Bună seara, primul rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Eu mă consider naționalist în primul rând. Nu și dețin, realist, probabil. Și realist, mai ales. În stupina mea nu există așa ceva, niciodată nu am avut. Am văzut și am avut ocazia să văd cum lucrează acest hibrid la alte stupine de la alți prieteni, tot apicultori. Într-adevăr, cum spunea și domnul Fetea, rezultă un nivel foarte înalt de puiet, de ouă, până la 2500 de ouă zilnic, într-adevăr, dar cu rată scăzută de viață. Dă un randament în primii 2 ani. După al doilea an, pe tine ca apicultor, ești nevoit și forțat oarecum să cumperi, deci este, după părerea mea, ceva foarte comercial. Plus că e modificată și genetic și nu intru în amănunte, dar eu nu sunt adeptul la folosirea acestei specii. Păi, argumentul care ar fi? Că deci, spuneți că productiv... Productiv, într-adevăr, este. Nu e adaptată ca albina românească. Nu. Da? Nu se compară cu Apis mellifera, cu carpătina românească, după părerea mea. Diferență, nu roiește, a noastră trebuie ținută în frâu. Dar, după părerea mea, orice apicultor trebuie să stea lângă stupină și să își apere materialul biologic după forța lui personală. Adică pentru... nu poți să folosești inteligența artificială, stai la bar, nu, bei nu un whisky trebuie... și zici albina și face treaba. Fără doar și poate, trebuie băgată mâna în stup și oarecum controlată la 7 zile, trebuie controlată bocile, să nu aibă boci, să nu aibă potirașe, curățat ramă cu ramă, eu așa fac personal și să vă spun, chiar și după 10 ore, la mine în stupină nu simt că... Care e dimensiunea stupinei dumneavoastră? Că e important. Între 250 și 300. Nici dacă peste... Dacă faceți zi de zi treaba cam, asta, înseamnă că sunteți ocupat. Aveți 365 de zile ocupat. Fac asta exclusiv. Trăiesc din apicultură. Asta e un lucru minunat. Da. Drept este că l-am văzut pe domnul Ignea la un târg cu produse extraordinare. Lucruri făcute manual... cu produse de calitate și cu o prezentare foarte bună. Și am zis, domnule, de ce nu? Ce m-a impresionat cel mai mult a fost drapelul, pentru că drapelul L-avea așezat pe toate formele care le-a prezentat acolo și am zis, te-aș ruga, dacă ai timp și poți, să vii să discutăm despre acest lucru, mai ales că mi-a destăinuit atunci faptul că vrea să-l cunoască pe domnul Fete. Și am zis, uite, asta este ocazia pe care o ai să îți cunoști unul din, eu spun, unul dintre cei mai buni oameni din sector, cu o reprezentativitate foarte bună, deci eu nu mi-amintesc niciodată, atâta timp cât l-am cunoscut și din funcție publică și în privat și în asociații, să
aibă o altă abordare decât cea de susținere a membrilor. Așa dar are o capacitate de înțelegere mai mare decât o poate avea un lider. De ce? Știe foarte bine că dacă apasă pe accelerație, duce mașina în zid și o face praf. Și atunci preferă să stea ponderat, să pună un pic piciorul și pe frână, să nu distrugă ceea ce s-a construit de-a lungul timpului. Și mărturisesc că ce am văzut la institut, la asociație, membrii asociației și ce au reușit să facă de-a lungul timpului, cu bune și cu rele, că slavă Domnului, deci ai o mână și n-ai 5 degete egale și e mâna ta. Sigur că sunt lucruri valoroase și mai ales că au ținut de acest sector ca el să funcționeze cu bune și cu rele, cum am spus, dar eu îl consider ca fiind acel profesionist care a dus mai departe această flacără, n-a lăsat-o să se stingă, că de fapt aici este cheia. Ce facem cu finanțarea? Avem finanțare, nu avem finanțare, cum e sectorul, cum îl vedeți dumneavoastră, pentru că am închis un an, începem un alt an, sunteți în momentul în care trebuie să-i dea să mănânce, cum spuneați mai devreme. Da, mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Nu, e o realitate, să știți. Da, încercăm, sigur, să fim în slujba apicultorului, indiferent că sunt membri, cum a spus dumneavoastră, în general ne implicăm și întotdeauna pentru apicultori, indiferent că sunt membri sau nu. A fi membru sau nu într-o asociație este o formă de simpatie, zic eu așa, vis-a-vis de cei care conduc acea asociație sau interese sau economice sau de altă natură. Dar întotdeauna am avut aproape 70-80% din numărul de apicultori membri, cu peste 1,5 milioane de familii de albine. Deci am fost aproape de ei, ne întâlnim în fiecare an la conferințe, la... Legat de finanțare, într-adevăr, venim din urmă deja cu 4 ani, cu producții modeste, să nu le zic altfel, și mai ales anul trecut și acum 2 ani a început această problemă a imposibilității valorificării produselor. Pe lângă faptul că a scăzut foarte mult piața europeană... Stai, să luăm așa. Ați spus, domne, a cules mai puțin. Deci seceta, nu? Seceta, schimbările climatice, mortalitățile, tratamentele fitosanitare, piața, lipsa de interes a unor apicultori, pentru că unii renunță dacă un an, doi, și trei... Și nu considerați că e și tehnologia? Adică sunt și greșeli, domn ministru, sunt și greșeli, sigur că da, pe care le facem noi, din punct de vedere tehnologic, dar astea nu reprezintă undeva la sub 1%, să zic. Spuneați mai devreme, pe bună dreptate, a spus, domne, nu este o albină adaptată. Păi dacă eu iau Bacfastul ăla, îl folosesc, fac, nu fac și se întâmplă să moară, dau vina că nu e vina mea, spun, nu e vina mea, e vina agronomului, că a tratat, nu știu ce a tratat, nu știu ce a făcut acolo. Eu nu, atenție, nu acopăr absolut niciun sector. Dar trebuie să fim realiști. Și acolo există oameni care sunt mai puțin cunoscători în ceea ce trebuie să facă în domeniul său de activitate, dar și aici, cred că câteodată se exagerează, ducând vina către un alt sector. Spune, nu e vina noastră, da, că a tratat-l. Știți că, parcă dumneavoastră mi-a spus atunci că a existat un studiu făcut sau Academia a făcut un studiu din punctul ăsta de vedere să vadă de ce s-a întâmplat această... sau mortalitatea. Corect. Nu vreau să înțeleagă nimeni din sectorul vegetal, care sunt prietenii noștri și clar, fără de care albina fără vegetal nu există. Întotdeauna am avut un dialog echilibrat și normal cu dânsii și cu Academia, cu domnul președinte de tabără, și niciodată nu am fost, vorba aia, într-o direcție duși doar de val. Dar sunt multe accidente care se întâmplă în timpul anului cu mortalități pe care le știm și de la televiziune, da, și din analizele noastre. Într-adevăr, s-a făcut un studiu de piață, un studiu împreună cu Academia, și nu s-a regăsit nici în miere, nici în stup neonicotinoide, decât într-o mostră de polen din... Știți de ce vă spun? Cred că există, și aici poate îmi dați dreptate sau nu, cred că există și o lipsă de interes a companiilor producătoare de sămânță. Pentru că în momentul în care tu faci un hibrid la floarea soarelui, care el este productiv
dar nu este melifer, nu are caracteristici de a fi melifer. Da, este autopolenizant, are un procent mare de autopolenizare. Sigur că da, și am întâlnit cazuri și la Floarea Soarelui, unde albina zbura în prima zi când ajungeai acolo, vizita floarea și a doua oară nu mai zbura pe floare, pentru că nu secreta nectar, cum ziceți. Deci sunt specii și soiuri super tehnologizate, să zicem așa, care au procentul de autopolenizare foarte ridicat și asta sigur că nu ajută albina, dar ea încearcă totuși, dacă este secreție, și valorifică. Ca să închidem capitolul cu neonicotinoide, pentru că nu are rost. Deci am zis, odată au fost condițiile climatice, ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți, 2020, 22, 23, cu pandemia, cu tot ceea ce a fost în piață. Al doilea lucru a spus piața. Piața. Deci nu mai există piață pentru miere. Noi, în ultimii 2 ani de zile, cel puțin unitatea pe care o reprezint nu a mai exportat aproape zero. Când exportam 1000, 2000, 3000 de tone în fiecare an. Cererea pe piața externă a scăzut foarte mult, sau chiar dacă a fost, a fost la niște prețuri derizorii, încât ți era și jenă să-i spună. Dar de ce s-a întâmplat? Pentru că e plină piața cu miere chinezească, cu miere contrafăcută. Mie mi se pare o ciudățenie, tu, Uniunea Europeană, să recunoști că 50% din mierea pe care o importi în Uniunea Europeană este adulterată. Adică eu n-aș fi ieșit pe piață dacă eram comisar european sau ceva parlamentar acolo. Asta nu, e o rușine extraordinară. Înțeleg că sunt costisitoare analizele, nu avem laboratoare, dar 50%, pentru că oricum Europa importă 50% din consum, produce 250-220, dar importă încă tot cam pe atât. Iar prețurile astea care vin la niște valori de dumping, Ucraina, China, sigur că nu ne ajută și va duce la un declin puternic. Sunt mulți tineri care renunță, au avut proiecte și e păcat. Domnul ministru, în apicultură ca și în agricultură s-au investit în timp sume puternice. Au apărut apicultori profesioniști care din asta trăiesc, cu copiii, cu familia. În condițiile astea trebuie să se reorienteze, să gândească ce fac, pentru că multe stupine au rămas de izbeliște. Nu, neavând rentabilitate, sigur că te oprești din această cheltuială, vorba aia, într-o veselie, ani de zile. Anul trecut a fost ceva miere, a fost undeva la 50-60% din producția anuală, dar nu s-a valorificat, omul a rămas cu ea pe stoc. În toamnă au convenit să cumpere turte unii, alții au zis, domne, nu cumpăr turte sau sirop, pentru că e mai scump ca mierea. De ce să mai bine dau mierea la albine decât și? E normal, pentru că asta este hrana albine. Deci problemele sunt multiple. Nu sunt fonduri pentru cercetare, nu sunt fonduri pentru medicamente, să producem niște medicamente alternative. Noi suntem în curs la institut să producem încă un medicament nou, dar costă sute de mii de euro, o investiție de genul ăsta. Ori, sigur, ar trebui și Ministerul Agriculturii, prin politicile pe care le are, să gândească și la acest sector, pentru că Programul Național Apicol, care este foarte bun, eu nu pot să-l contest, dar el nu acoperă decât interesul a 25-27% din apicultori. Adică cei 61 de milioane de euro care au la dispoziție. Nu, sunt 10-11 milioane. Nu. A pe 6 ani. Deci sunt anual 10-11 milioane de euro, împărțite la 2.350.000, cât spune ministerul, cât raportează efectiv, dar vine vreo 5 euro pe familie de albine. Asta nu acoperă decât 2 kg de turtă, sau știu eu, pentru ori în perioadele de lipsă de cules, în perioadele de formare a rezervelor de iernare, sigur, cheltuielile sunt enorme, pentru că e scumpă. Acum, mai mult, ca să fie cercul închis, a apărut și această suprataxă la impozitare cu TVA-ul de la 9 la 19%, 19% la zahăr. Pe albina, în perioada în care noi o hrănim, în afara sezonului, când nu este cules sau rezervele, le facem cu zahăr, că nu avem din ce. Ori dacă acesta îl creștem cu 10%, va fi o problemă. Deci acolo a spus zahăr adăugat, că este 10 miligrame la litru, dar este vorba de zahăr adăugat. Adică e turtă de zahăr. Nu cred că mierea poate să aibă la un litru, vorbim nu la kilogram, vorbim la litru, că poate să depășească 10... Nu, vorbim de turtele care le facem cu zahăr și sirop pentru stimularea familiei de albine și a le întreține în viață. Da, dar ideea este că nu cred că transmite în miere, de exemplu, ca să-l mănânce copiii. Nu.
albina o folosește pentru consumul propriu. Maica pentru că albina, crescut de la... A crescut TVA-ul, ceea ce e mult, 10% la 5 lei, vine 5 lei 50 cu transport, ajung la 6, adică un exemplu, sigur, turtele sunt deja peste 10 lei. Mierea o cumpărăm cu 8 lei și turtele cu 12-13, alea cu polen cu 14-15. Deci e o discrepanță. Au crescut cheltuielile de producție fantastic de mult. Cum au crescut peste tot în agricultură, de fapt. Și n-am găsit ceva de contrabalansare, să punem ceva în loc și să stimulăm apicultorul, pentru că dacă ajungem să hrănim numai cu miere, atunci nu vom mai avea producție și nu vom mai avea... Producție, sigur... E nonsens, adică el își mănâncă propriul venit, cam așa sună. Da. Cum vă descurcați? Că din ceea ce spune domnul Petea e destul de complicat și așa este. Realitatea probabil că acolo e. Cum vă descurcați dumneavoastră? Da, într-adevăr, pe segmentul ăsta este o problemă. Eu personal, de exemplu, nu sunt adeptul să folosesc turte nici proteică, nici... În lipsa de cules, vin cu o adăugare de doar de miere. De ce? Pentru că consider eu personal că albina este făcută să producă miere și să se hrănească cu miere. Îi prelungesc, după părerea mea personală, un pic viața. Deci aș fi înaintea la celelalte colonii care le-aș hrăni cu zahăr sau cu alte siropuri, cu o generație înainte. Deci pentru mine, ca producător de miere, o generație, să câștig o generație, este un plus. Mai ales că din această meserie frumoasă trăiesc. Și vă descurcați, pentru că spunea domnul Petea, domnule, folosesc mierea, deci practic eu n-am ce să vând, n-am cum să mă întrețin copiii. Cum fac? Îmi reduc costurile. Deci aici ne lovește în mod direct vânzarea. Nu neapărat producția. Pentru că cât ar fi anul de slab, producție tot se face. Mergi în pastoral. Eu, de exemplu, m-am izolat într-o oarecare zonă montană. Nu pot spune unde exact, pentru că acum 4 ani de zile, tot așa la o emisiune, am spus și m-am trezit în 3 zile la cu încă trei stupine dita mai camioanele și din punctul meu de vedere o concurență neloială și există, am văzut. Și m-am izolat la munte și acolo, de exemplu, de 6 ani de zile îmi produc măcile singur. Vreau să dau continuitatea acestei specii românești, carpatină românească. Și să nu fie modificată genetic, să nu fie hibrizată cu alți factori care vin din exterior, care, din punctul meu de vedere, este o pierdere pentru apicultura românească. Adică să o impurificască. Exact. Nu, vom depinde, cum bine spunea dânsul, așa cum depind și francezii, importă măci din Polonia, din Grecia și la prețuri exorbitante. Pentru că și-au gradul de hibridizare e atât de accentuat încât nu mai pot să-și producă măcile autohtone, decât izolat. Da, și bine ar fi și noi să o faceți, vă recomand o stupină de multiplicare, pentru că sunt căutate măcile și mai ales cele cât de cât sunt genetic curate și ați mai putea completa cumva sursa. Eu vă propun să discutăm despre partea de reproducție după un moment de publicitate.